lightning partner. Un partener urât. Okay, get angry. Bine, înfuriete. But dar if you even if you already have a partner. Chiar dacă ai deja un partener. You can change their appearance. Poți să schimbi cum arată. Why? De ce? Why can you change your partner's appearance? De ce poți să schimbi cum arată partenerul tău? If you don't give me a good answer, I will teach you the pen again. Dacă nu-mi dați răspunsul bune, vă mai arăt o dată pixul, vă mai învăț. Yeah, your husband's face comes from you. Fiindcă vine soțul tău de la tine. Okay, how to make it handsome? Cum poți să-l faci frumos? How to make it more beautiful? Cum poți să-l faci mai frumos? Don't get angry. Nu te supăra, nu te înfuria. Okay, people say, oh, you are stupid. Oamenii spun că tu ești prost. People say bad things about you on the internet. Oamenii spun lucruri rele despre tine pe internet. Then you have choice. Ai alegeri. It's okay, you can get angry. E ok, poți să te înfuri. But then your partner is. Dar apoi partenerul tău. Okay. But if you every year. Dar dacă fiecare an. If you try to be more and more patient. Dacă încerci să fii din ce în ce mai răbdător. Never get upset. Să nu te mai superi. From people or from natural problems. Okay. Datorită oamenilor sau datorită fenomenelor naturale? Like traffic. Cum ar fi traficul? Corruption. Corupția. Don't get angry. Nu te supăra, nu te înfuria. Okay. You can work to change those things. Poți să folosești sistemul ca să schimbi și aceste semințe. But don't get angry. Dar nu te înfuria. If you get angry. Dacă te înfuri. You plant special seeds that the people around you don't look nice. Plantezi semințe speciale ca oamenii din jurul tău să nu arate. Okay. So that's now I'm going to teach you 4 details for your new car. O să vă învăț 4 detalii pentru mașina voastră nouă. Okay, second one. Al doilea. Loyal. Cum să fie fidel. Okay, you don't have to worry he's out with some other woman. Nu trebuie să te îngrijorezi că se duce cu altă femeie. She's out with some other man. Că este cu un alt bărbat. This seed is very interesting. Este o semânță foarte interesantă. Keep your small promises to other people. Păstrează-ți promisiunile cele mai mici către oameni. Okay, I'll see you Tuesday for lunch. Te văd joi la prânz. Yeah, I'll see you at 1 o'clock. Te văd la ora 1. And then you come at 1:15. Și tu te duci la ora 1 și un sfert. This is a special seed that your partner will not. Este o semânță specială pentru ca partenerul tău să nu mai fie fidel. Because they will not be dependable because you are not dependable. Pentru că nu te mai poți baza pe el fiindcă tu nu ești un om pe care se poate baza. Geshe-la. 15 minute am întârziat la prânz. Gonna make my husband run away with. O să facă soțul meu să fugă cu altcineva? Yes or no? Da sau nu? Yes. Da. But one is so small, one is so big. Una este așa de mică, una este atât de mare. Yeah. Da. The seed for a tree is half a gram. Sămânța pentru un copac este jumătate de gram. The tree is 1,000 kilograms. Copacul are 3000 de kilograme. Mental seeds are more powerful. Semințele mentale sunt mai puternice. So keep your small promises. Păstrează-ți promisiunile cele mai mici. And then your partner will keep the big promises. Și apoi partenerul o să-și păstreze promisiunile mari. Okay, got it? Înțelegeți? Special seed for number 3. Sămânță specială pentru numărul 3. I want my husband to always listen to my suggestions. Vreau ca soțul meu întotdeauna să-mi asculte sugestiile. We counsel a lot of married people. Noi facem consiliere pentru mulți oameni căsătoriți. They come to us frequently. Vin la noi în mod frecvent. Their problem is husband never listened to them. Problema lor este că nu-i ascultă niciodată soțul. Wife never listened to them. Soția niciodată nu-i ascultă. This is a special seed, okay? Este o semință specială. If you didn't study the ancient books, dacă nu ai studiat cărțile străvechi, I think it's difficult to guess this seed. Cred că este dificil să ghicești această semință. When you're with other people, când ești cu alte persoane, you know, it's very common. Este foarte comun. We will gossip. Să vorbim. Oh, did you hear about this lady? Ah, I've heard about her husband. Oh, so sweet. Yeah, and in that football team. De fotbal. That the coach has a drinking problem. Și are noroc probleme cu băutura. Like that, you talk about small stupid things. Vorbești despre lucruri mărunte, stupide. About other people. Despre alți oameni. This is a special cause. Este o cauză specială. If you want your husband never to listen to your suggestion. Dacă vrei ca soțul tău niciodată să nu asculte sugestiile tale,
Then say small stupid things about other people. Spune lucruri mici stupide despre alți oameni. Like, oh, you heard Brad Pitt got a divorce from Angelina Jolie. Ah, a făcut ceva Angelina Jolie. Come on, let them have their divorce, you know. Lasă-i să divorțeze. Don't talk about it for all day. Nu mai vorbi despre ei toată ziua. When you gossip. Când perfești. Especially about other people's problems. În mod special despre problemele celorlalți. You create a special scene. Tu creezi o sămânță specială. That your husband or your wife will not listen to you. Ca soțul sau soția ta să nu asculte de tine. So it's up to you. Depinde de tine. If you want your husband never listen to you. Dacă vrei ca soțul tău să nu asculte niciodată de tine. I know some women, they go to the restaurant for dinner with their husband. Știu unele femei merg la restaurant pentru cină cu soțul. The waiter will come. Și vine chelnerul. And the husband will take the menu from the wife. Și soțul ia meniul de la soție. You saw it many times. Ați văzut și voi acest lucru de multe ori. And the husband says, "This is what we want for dinner." Și soțul zice, uite, asta vrem noi pentru cină. Then the wife is like, "We?" Și soția spune, noi? That's not what I want. Nu vreau eu asta. She said it for one or two years later, then he stopped listening. Și el nu mai ascultă. He decided everything. El decide totul. So if you want to have this kind of husband. Deci dacă vrei să ai astfel de soț. Then blah blah blah. And the fuck tot timpul blah blah blah. Send this crap all day, you know. Spune tot fel de prostii. I heard about Angela Jolie. E ceva despre Angelina Jolie. Okay. Then you plant a seed. Și plantezi astfel de semințe. That your husband won't listen to you. Ca soțul tău să nu te audă. Okay. Then you want the husband to have a good job. Dacă ai un soț și îți dorești unul cu o slujbă bună. Good income. Cu un venit bun. That's easy. Este ușor. Okay. Just help other people make money. Ajută alți oameni să facă bani. The seed you plant for yourself. Sămânța pe care o plantezi pentru tine. Will spread to the people around you. Se va împrăștia și la oamenii din jurul tău. Okay. So if you help another person to make money. Deci dacă ajuți o altă persoană să facă bani. You create seed for yourself to make money. Creezi semințe pentru tine să faci bani. But your country will also become more wealthy. Dar de asemenea țara ta va deveni mai prosperă. And your friends will have more money. Și prietenii tăi vor avea mai mulți bani. Why? De ce? Do I have to teach you the pen again? Trebuie să vă predau iar pixul? They're also coming from you. Vin de asemenea de la voi. The economy of your country. Economia țării voastre. Is coming from you. Vine de la voi. The money that you see around you. Banii pe care îi vedeți împrejurul vostru. Nor she ironed my suit last night. Am avut în valiza mea. She ironed my suit last night. Ah, Nora a încălcat costumele mele aseară. Then this morning she knocked on the door, you know. În această dimineață a sunat la ușă. Give me the suit. Și mi-a dat costumul. Then give me $200. Și apoi mi-a dat $200. And I'm like, why are you giving me $200? Și a zis, de ce îmi dai $200? Oh, Geshe-la, it was in your pocket. Geshe-la, era în buzunarul tău. In the suit, you know. În costum. You forgot. I like to donate it to your project, okay? Vreau să iei pentru proiectul tău. But why are you seeing money, extra money in your pocket? De ce sunt banii în plus în buzunar? Okay. Why are you seeing money floating around you? De ce zboară banii în jurul tău? Okay. This also coming from the same thing. De asemenea vine din semințe. So if you want to find a husband or wife, dacă vrei să găsești un soț sau soție, who will help to carry the economic cost of the family, care te va ajuta să ai ajutorul financiar pentru familie, then you have to help other people. Atunci tu trebuie să ajuți alți oameni. And then what seed you plant for yourself? Și ce sămânță plantezi pentru tine? It affects the economy of your country. Afectează economia țării. And it affects the economy of the boy you meet after the nursing home. Și afectează economia băiatului pe care îl întâlnești după ce ai vizitat azilul de bătrâni. Okay, so I taught you how to get a new car. Deci v-am învățat cum să obțineți o mașină nouă. And I taught you how to do the details of the car. Și v-am învățat cum să obțineți detaliile mașinii. The drawing is called husband or wife. Desenul este numit soț sau soție. The drawing is called business partner. Este partenerul de afaceri. The details. Detaliile. You have to plant those seeds also. Trebuie să plantezi aceste semințe okay. De asemenea. Last thing, we have about 5 minutes. Ultimul lucru, mai avem cam 5 minute.
I would like to share a question again which I got in China. Aș vrea să vă împărtășesc o întrebare pe care am primit-o în China. And it was a good question. Și era o întrebare foarte bună. Some lady raised her hand. O doamnă ridica mâna. And she said to me, this is very suffering to put this cake here. Și a zis, aici, acum sufăr că văd totul aici. If I eat it, I cannot talk. Dacă mănânc, nu mai pot okay, să vorbesc. She asked me a question. M-a întrebat. She said, Geshe Michael. Geshe Michael. This system, I didn't hear this system before. Acest sistem nu am mai auzit de el înainte. But I've been coming. Dar am venit aici. Whole day. Am stat toată ziua. I listened to, you know, I checked the goal. Am ascultat. I checked what you said. Am verificat ce ai spus. And I think it's true. Și cred că este adevărat. It makes sense. Are sens. What I do for other people? Ce fac pentru alți oameni? Should come back to me. Ar trebui să se întoarcă la mine. Confucius said that. A zis și Confucius. Lao Tzu said that. Și Lao Tzu a zis asta. Xuan Zang said that. These are their famous. Tot felul de oameni filozofi faimoși. I believe it. Ei cred. It makes sense. Face sens. What I do for other people? Ceea ce fac pentru alți oameni? It should come back to me. Ar trebui să se întoarcă la mine. But in the case of the nursing home. Dar în cazul azilului de bătrâni. And I go to the nursing home. Când eu merg la azilul de bătrâni? Just to get a husband. Doar ca să obțin un soț? It seems a little bit selfish. Pare puțin egoist. Okay? Then why I didn't go to the nursing home before I needed a husband? Nu m-am dus la azilul de bătrâni înainte de a avea nevoie de un soț. But now I always go to the nursing home. Acum mă duc mereu la azilul de bătrâni. Why? De ce? Because I want a husband. Pentru că vreau un soț. And she said an interesting thing. Și a spus un lucru foarte interesant. She said, I don't know what your parents teach you in America. Și am zis, nu știu ce te-au învățat părinții tăi în America. You know, I've never been to America. Nu am fost niciodată în America. But in China. Dar în China. Your parents always teach you. Părinții totdeauna te învață. When you do something for somebody else. Când faci ceva pentru altcineva. Don't ask for something back. Nu cere ceva înapoi. Oh, Nicoleta. Nicoleta. Don't forget. Nu uita. I gave you $100. Ți-am dat $100. Maybe tomorrow. Poate mâine. You give me something. Îmi dai și mie ceva? Okay. Then this is not love. Nu e iubire. This is a like karma business. Este o afacere cu karma. You are not visiting the old lady because you love her. Nu te duci la bătrânică, te duci fiindcă o iubești. You are visiting her because you want something. Te duci fiindcă vrei ceva. And the Chinese woman, a very very nice question. Și femeia chinezoică a pus această întrebare frumoasă. It sounds like this system is correct. Sună foarte corect acest sistem. What you do should come back. Ce faci primești înapoi. But dar the system seems selfish. Dar acest sistem pare foarte egoist. And I don't know what your parents teach you. Și nu știu ce te-au învățat părinții tăi. But our parents teach us. Dar părinții mei m-au învățat. When you do something for somebody. Când faci ceva pentru cineva. Do it for love. Fă-o din iubire. Don't do it for, I will get more money. Nu fă fiindcă vrei să primești mai mult. I will get a husband. O să primesc un soț. Then she said, how are you going to answer my question? Cum o să răspund această întrebare? Then I said, okay, I will answer your question. Bine, acum răspund la întrebare. I gave this DCI level 4 talk. Predau acest DCI level 4, nivelul 4. In Norway. În Norvegia. Okay, and there was one boy and a young man in the audience. Și era un tânăr în audiență. I was giving, you know, he said, okay, tell me again how I get my girlfriend. Și el a zis, hai, mai spune-mi încă o dată cum îmi obțin prietena. I said, what do you want? Și i-am spus, ce-ți dorești? He said, I have an idea from what you said. Am o idee din ce ai spus tu. What I enjoy most from a girl is a kiss. Ce îmi place mai mult de la o fată sunt săruturile. You know, so I have an idea. Am o idee. I will go to the biggest restaurant in Norway and I will kiss every woman. Mă duc la un restaurant mare în Norvegia și mă apuc să sărut toate femeile. That will plant the seed to get more kisses. O să plantez o sămânță ca să primesc mai multe săruturi. I said no, their husband will kill you. Nu, nu, o să te omoare soțul. Okay, don't do that. Nu faci asta. He said, well, what do you want me to do? Ce vrei ca eu să fac atunci? I said, just go to the nursing home. Doar mergi la azilul de bătrâni. Help the old lady. Ajută bătrânica. Take her to the două la film. Then
you know, a few people in the audience. Apoi câțiva oameni din audiență. Do what I said to do. Fac ceea ce am spus să facă. And he's one of them. Și el este unul and dintre aceștia. He wrote me a very excited email. Și el mi-a scris un email foarte entuziasmat. After 6 months. După 6 luni. This system works. Merge sistemul, funcționează. I got my girlfriend. She's am prietena mea. So hot and she kisses me also. E minunată și mă sărută. He's very happy. You know? Este foarte fericit. And, you know, I have 22,000 unread emails. It's actually 30,000. 30,000. Am 30,000. I don't have time to write. Answer, nu am timp să le răspund. But in my mind I was like, oh, that's nice. Dar în mintea mea a fost, ah, ce drăguț. Then about 6 months later. Apoi 6 luni mai târziu. I got second email from him. Am mai primit un email de la el. Geshe-la, I thought you would like to see this video. Geshe-la, cred că ai vrea să vezi acest video. This video is on Norway television every week. Acest video este la televiziunea din Norvegia în fiecare săptămână. It's a 2-minute advertisement. 2 minute. Reclamă. It's made by the government and the national telephone company. De guvern și de compania națională de telefonie. He says, I think you will enjoy what happened in Norway. A spus, cred că tu o să te bucuri de ce se întâmplă acum în Norvegia. So we have, can we lower the lights? Putem să punem or not necessary, not necessary. Sau nu neapărat. Okay, let's just go. So I want to show you the what they are showing on Norway television. Vreau să vă arăt ce arată la televiziunea din Norvegia. It's 2 minutes. Durează doar 2 minute. Now, I'm sorry, it's in Norway language. Îmi pare rău, este în norvegiană. I also don't understand Norway language. De asemenea, nici eu nu înțeleg norvegiană. I understand one word. Înțeleg un cuvânt. It's similar to the Russian. Este